Jurnalele RTT. Un nou premiu la nivel național pentru Alina Lungu. Brașoveanca a primit premiul al treilea la Gala Șef de România, la care au participat cei mai buni maestri ai artei culinare din țară. Distinția primită de Alina Lungu este la categoria ciocolatieri. La competiție au participat mai bine de 200 de șefi, iar Alina Lungu a demonstrat încă o dată după premiul întâi obținut la secțiunea pastry, în urmă cu 2 ani în competiția feminină, că știe cum să facă unele dintre cele mai apreciate praline din țară. A fost o gală, este a doua gală, Șef de România se numește. Pentru noi a fost o plăcere și o onoare să fim invitați și să fim alături de profesioniștii din domeniu. Au fost peste 200 de șefi și mă bucur că am fost și noi alături de ei și că am câștigat și am venit cu acest premiu la Brașov. Acest premiu a fost la categoria Best Chocolatier. Noi am luat la Brașov premiul al treilea. Consider că suntem cel puțin în ultimii ani. Această categorie a apărut în gale. Am luat și premiul întâi acum 2 ani de zile și este al doilea premiu pe care îl aducem. Și consider că este rezultatul muncii noastre și nu doar a mea, ci și a colegilor mei, pentru că eu cred că atâta timp cât împărtășim aceleași valori și păstrăm aceeași calitate, pentru că avem peste 12 ani în acest domeniu. Eu zic că am strâns deja așa în jurul nostru o comunitate și oamenii ne susțin și ne iubesc produsele. Pentru că suntem în prag de martie, Alina Lungu a pregătit pentru aceste zile mărțișoare și flori din ciocolată, care pot reprezenta un dar inspirat pentru doamne și domnișoare de 1 sau 8 martie. Pentru că este primul eveniment cu 1 martie, avem mărțișoare sub formă de floricele cu diferite ciocolate. Cu ciocolată cu lapte, albă, cu ciocolată roz, cu gust de căpșuni, cu gust de portocală. Am încercat cumva așa să fim cât mai diversi și pe gustul fiecăruia și pe diferite arome. În plus, după 1 martie, pentru 8 martie, pentru doamne, am încercat să creăm niște praline speciale, niște praline cu note fructate sau florale. Avem praline cu fructul pasiunii, cu zmeură, cu mango, cu pepene galben. Ciocolata și mai ales pralinele ieșite din mâinile Alinei Lungu sunt cunoscute și iubite nu doar la Brașov, ci în întreaga țară, chiar dacă sunt preparate numai aici, pentru ca secretele rețetei să fie respectate în cele mai mici detalii. Discuții intense s-au purtat și în ședința de plen a Consiliului Local Brașov de marți 27 februarie pe tema fostului han de la Pietrele lui Solomon. Din cauza stării avansate de degradare, clădirea s-a dărâmat și a mai rămas doar peretele de la stradă cu celebra frescă. Primarul Alen Coliban a mai solicitat și în alte ședințe achiziționarea proprietății de la Solomon, însă aleșii locali nu au fost de acord cu variantele prezentate și au venit cu amendamente. De această dată, liberalul Ciprian Chiricheș a deschis seria întrebărilor adresate executivului. Este vorba despre o situație juridică generată din 2021, în care proprietarul ne-a acționat pe noi în instanță pentru o anumită situație. Dumneavoastră, de la sine putere, fără a avea un mandat din partea Consiliului Local, ați spus că ați fost la negocieri cu proprietarul respectiv pentru achiziționarea acelui imobil. În virtutea acestui lucru, în virtutea acestui lucru, dumneavoastră ați dezbătut ați avut acea negociere și ați venit în fața noastră și ne-ați cerut 1.200.000 de euro ca să achiziționăm acest imobil. De ce nu ne-ați spus și nouă că avem o situație de litigiu pentru această suprafață de teren? De ce totuși nu punem în discuție doar suprafața respectivă? Și cel mai important lucru, această somație... Microfonul din sală, vă rog. Această somație a fost contestată sau nu de către departamentul juridic al primăriei Brașov?
Edilul șef a amintit că a prezentat și cu alte ocazii situația proprietății. V-am spus de existența litigiului, v-am spus că mai mult, nu doar este acest litigiu de grănițuire, litigiu este mai vechi cu privire la proprietate. S-a soluționat partea de proprietate, a existat ulterior un litigiu privind grănițuirea și acum există o decizie definitivă. O decizie definitivă prin care proprietarul poate să îngrădească, deci să pună un gard terenului respectiv. Despre aceste imobile, administrația brașoveană a intenționat, a avut mai multe demersuri în trecut de achiziționare. Așa cum am mai spus-o, v-am arătat în anterioare ședințe faptul că fostul primar a susținut că a negociat, a vorbit și nu a reușit să ajungă la nicio concluzie, nu a reușit să ajungă la un acord. Pe vremea fostului edil, în 2016, titlurile de presă spuneau proprietarul Hanului nu a vrut să cedeze ruina primăriei, au existat discuții, oferte de a face schimburi, etc. Nu știu dacă la momentul respectiv i-ați dat dumneavoastră, domnule Chircheș, vreun mandat, dar codul administrativ adoptat în 2019 îmi dă aceste atribuții. Discuții s-au purtat și în legătură cu supraimpozitarea clădirii și teme fără legătură cu punctul de pe ordinea de zi. Primarul a precizat că proiectul se referă la achiziționarea ruinelor clădirii și a terenului din preajmă, pădure, drum și stație de autobuz, la prețul stabilit de evaluatorii ANEVAR. Aleșii social-democrați au intervenit și ei în discuții. Noi suntem de acord cu achiziționarea acestui imobil, fiind evident că o utilitate publică mai mult decât vădită pentru brașoveni. Poate luați în calcul, domnule primar, să avem acolo, după reabilitarea acestui imobil, și un loc destinat junilor Brașovului și tradițiilor acestora. Pe de altă parte, aș vrea să ne spuneți în plen cam care ar fi viziunea în cazul în care suntem de acord să cumpărăm acest imobil după renovare. Cum vedeți dumneavoastră acest imobil redat comunității? Aleșii locali PSD au avut însă și două amendamente. Primul spune că municipalitatea trebuie să cumpere proprietatea fără partea de pădure, iar al doilea spune că drumul trebuie cumpărat la valoarea de grilă notarială, prin expropriere, variante cu care proprietarii nu sunt de acord. Amendamentele au fost respinse de aleșii locali pentru că era nevoie de două treimi din voturi. La fel s-a întâmplat și cu proiectul de hotărâre, după ce aleșii PSD și PNL nu au fost de acord cu achiziția. A fost ședință ordinară la Consiliul Județean Brașov în ultima zi de februarie, constructivă, după cum a definit-o președintele de ședință Ciprian Sterpu. Pe lângă proiectele de hotărâre importante pentru această perioadă, un subiect intens dezbătut a fost cel referitor la selecția membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Astăzi, cred că cel mai important a fost să decidem noi, Consiliul Județean, ce ambiții vrem de la cei care vor veni să se înscrie la acest concurs. Iar în cazul nostru al USR și după discuții cu colegii din PNL și PSD, cred că ambiția trebuie să fie mult mai mare decât cea expusă la vechiul Consiliu de Administrație. Cred că trebuie să ne atingem și să depășim, dacă va fi posibil, țintele pe care tot noi, Consiliul Județean, suntem obligați să le ducem Comisiei Europene la nivel de cheltuieli și venituri pentru anii următori. Și cred că paradigma asta în a avea manageri care nu au ambiții trebuie schimbate. Au fost două puncte pe ordinea de zi legate de aeroport. Primul, legat de scrisoarea de așteptări pentru alegerea Consiliului de Administrație. Am avut și eu întrebări pe care mi le-am pus înainte. Mă interesează foarte mult bunul mers al lucrurilor la aeroport. Mă interesează și în calitate de brașovean și în calitate de Consiliul Județean. În acest punct de vedere mi-am pus mai multe întrebări, la care însă am primit un răspuns pertinent. A fost organizată o ședință cu toți, la care au avut acces toți consilierii județeni și am primit răspunsuri, astfel încât am votat pentru la acest proiect, cu mențiunea că colegii mei au făcut 3 amendamente. La al doilea punct, punctul 27, a fost legat de
achiziționarea serviciilor de consultanță juridică de către aeroport. Își menționa în primul rând faptul că am intrat în procedură de selecție pentru Consiliul Administrației Aeroportului Internațional Ghimba Brașov. De asemenea, o veste importantă este și faptul că am votat toate regulamentele pentru finanțările județului Brașov, vorbim aici pentru sport, pentru culte și pentru cultură. De asemenea, am reactualizat indicatorii tehnico-economici pentru câteva proiecte importante ale județului nostru pe care compania Vasibiu, respectiv Brașov, le vor implementa. E vorba de actualizarea unor valori pentru că s-a făcut o schimbare în acești ani. Și de asemenea, aș dori să menționez și faptul că a trebuit să luăm câteva decizii juridice referitoare la expropierile pe care le facem pentru a duce înainte proiectul ocolitorii mari a județului Brașov. Pentru buna funcționare a aeroportului a fost susținută și oportunitatea existenței unui master plan, la realizarea căruia să participe specialiști din mai multe domenii. Incendiile de vegetație continuă să facă victime printre oameni și animale. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă și zilnic se dă alarmă de incendiu de pe terenuri agricole. De exemplu, în județul Brașov, în cele 48 de ore ale weekendului trecut, pompierii au avut numai puțin de 18 intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. Vă atenționăm cu privire la faptul că folosirea focului deschis în apropierea terenurilor agricole este o acțiune periculoasă, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul înconjurător, deoarece flăcările se pot propaga într-un timp foarte scurt și pot afecta culturile agricole, locuințele, fondul forestier sau, în cele mai grave situații, pot provoca victime. Cetățenii sunt obligați să respecte normele privind protecția mediului care interzic arderea vegetației uscate. Mai grav însă este faptul că s-au înregistrat pierderi de vieți omenești în urma unor astfel de incendii. La Brașov s-a întâmplat în urmă cu un an, iar chiar săptămâna aceasta a fost un alt caz în țară. În mare pericol sunt și animalele sălbatice și păsările care se adăpostesc în asemenea zone și foarte multe mor în incendiile provocate de oameni. Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 de lei la 15.000 de lei pentru persoane fizice și de la 50.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoane juridice. Prima zi de martie aduce modificări pentru 3 linii de transport în comunale RATBV, dispuse de Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov. Pe linia A1, gara CFR Brașov Aeroport, de vineri autobuzele care circulă pe această linie vor opri pe ambele sensuri de deplasare și în stațiile denumite Memorandumului, de pe strada lungă. Tot de la 1 martie, RATBV suplimentează semnificativ, mai ales la sfârșitul săptămânii, capacitatea de transport oferită pe traseul metropolitan 320, gara CFR Brașov, Feldioara, Rodbav. În zilele lucrătoare se va introduce o nouă cursă cu plecare la orele 22 din Brașov și 23 din Rodbav. În zilele de sâmbătă se suplimentează numărul de curse prin efectuarea a 3 plecări, suplimentar față de ce este acum din gara Brașov și din Feldioara, respectiv din Brașov la orele 10, 12 și 20. Iar din Feldioara la 11, 13 și 21. De asemenea, în zilele duminică, în plus față de cursele existente, se vor mai efectua unele plecări la orele 12, 16 și 20 din gara Brașov și 13, 17, 21 din Feldioara. Graficele de circulație ale acestei linii vor fi actualizate pe site și în stații. Noile afișe vor purta mențiunea valabil de la 1 martie 2024. O modificare survine și în parcursul liniei 140 Brașov-Zărnești, referitoare la introducerea unei noi perechi de stații pe raza orașului Zărnești. Denumite Strada Mare pe ambele sensuri de deplasare, stațiile sunt situate între actualele puncte de îmbarcare-debarcare Gara Tohanul Vechi și facultativă. Modificările de pe liniile metropolitane menționate au fost aprobate de Asociația Metropolitană la solicitarea primăriilor din Feldioara și Zărnești, menționează reprezentanții RATBV. Jurnalele RTT.